Păi nu vă meselești chiar. Ia zi. Mai dracu veselă, nu mai sunt veselă, dar nicio culoare. Păi de ce? Ai? Păi că nu mai ne arde maica, că sunt bătrână, sunt bai de capul meu. Hai zi, mata, la ce e bună treaba aia? Să înțeleagă și... Dă-le un sfat acela tineret. Păi ele știe, ele mai învățate ca mine, ce dracu sfat să le mai dă? Când ele să tu le dă pula până în gât. Cine bre? Astea care se pute, care e tinere. Ce sfat să le dau eu, că ele să tu le dă pula până în gât, râgâie. Ne. Păi... Mai e ca înainte... Sunteți bunicuța cu limbaj colorat. Cu limbaj pulerat. Da, nu v-a certat nimeni că vorbiți atât de urât? Nimeni. Cine să mă certe? Păi, care admirator. N-a putut Ceaușescu să-mi puie... Să-mi... Păi e mulți care mă întărâtă, ca să le zic. De ce? Ca să le zic prostii, mă întărâtă ei ca să le zic prostii. Și dumneavoastră vorbiți prostii? Mașina, dai dracu, mă alergă cu mașina ca să le zic să-i put în gât. Da. Mă provocă ei ca să vorbesc. Dar care a fost cea mai urâtă vorbă pe care le-ați zis-o? Păi, mai urâtă de astea care... Pe care le-am zis-o? Mie că m-au auzit acolo și... Le-am zis-o să mă lingă în salonul chis de unde joacă pula biliard. Hai, mai zi ceva. Ce dracu să mai zic? Ia vino, bă. Mă amendează cineva acolo? Hai, lasă, vino, că mănânci aici la nu. Domnișoara. Deci, la ce este bună... Pula? Da. E mai bună ca friptura, pula. Ce este? E mai bună pula ca friptura. O vezi pe... Da. Uite, domnul băiatul Carmena, cameramanul. Pre, stai. Ce te frică de să te ambețezi? Hai, mă, mică, lasă-mă, că zic că mă duci mostra, dracu, acolo. Păi pleacă, domnul.